Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. Corina Crețu și-a anunțat azi despărțirea de Pro-România în semn de protest față de asocierea formațiunii conduse de Victor Ponta cu cei de la AUR. Doar că fostul comisar european și-a ales foarte prost momentul acestui anunț pentru că a fost pus în umbră de știrea zilei, care însă vine din sport. Tribunalul de arbitraj sportiv a redus suspendarea pentru dopaja Simonei Halep de la 4 ani la doar 9 luni, perioada care a expirat de anul trecut, astfel că jucătoarea română de tenis poate reveni pe teren cât de curând, cel mai probabil la Miami Open, turneu care începe peste 2 săptămâni. Să vedem și celelalte titluri ale zilei. Moțiunea simplă împotriva ministrului Marcel Boloș, depusă de USR și Forța Dreptei, a căzut la vot. 172 de deputați au respins acuzațiile de taxă pe boală invocate de inițiatori pentru a-l da jos pe Boloș. Ei au susținut că taxa afectează grav categoriile vulnerabile. Ministrul a replicat că așa zisa taxă nu există în codul fiscal, fiind doar o măsură antilene. Bucureștiul este în aceste zile capitala Europei. Peste 2000 de delegați din peste 40 de țări vor participa la congresul celui mai mare grup politic din Parlamentul European, Popularii Europeni, din care face parte și PNL. Strategia pentru alegerile din iunie, precum și desemnarea Ursulei von der Leyen drept candidat la șefia Comisiei Europene, sunt deciziile așteptate de la această reuniune. Legea privind organizarea alegerilor prezidențiale în septembrie a fost adoptată astăzi de Parlament. USR și Forța Dreptei amenință că vor ataca decizia la Curtea Constituțională. Tot astăzi, Camera Deputaților a adoptat proiectul inițiat de către liberali, numit și Legea 2 Mai, care prevede că traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Singurul partid care s-a opus a fost AUR. Legea merge acum la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Comisia Europeană a propus astăzi modalități prin care Uniunea Europeană își poate crește industria de apărare pentru a trece la economie de război. Inițiativa vine ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, dar și pe fondul îngrijorărilor că SUA ar putea să nu mai sprijine Ucraina dacă Donald Trump va câștiga alegerile prezidențiale. Ion Iliescu a oferit un interviu inedit la împlinirea 94 de ani. Lumea nu începe cu noi și cu siguranță nici nu se termină cu noi. Valabil pentru orice muritor, a spus printre altele fostul președinte. Iliescu nu a mai avut nicio apariție publică în ultimii 7 ani. Suntem din nou în direct și mă grăbesc să vă prezint invitații alături de care vom discuta în această seară subiectele zilei. Doamna Sarmiza Andronic, analist politic, bună seara și mulțumesc. Domnul Liviu Negoiță, din partea Partidului Umanist Social Liberal, bună seara. Fost deputat, fost primar al sectorului 3, specialist în administrație publică locală. Și domnul Șerban Nicolae, din partea PSD, fost senator, fost ministru. Actualmente avocat și o prezență constantă pe micile ecrane la dezbaterile, mai ales politice. Vă propun ca cel puțin în prima parte să discutăm subiectele calde de astăzi și aș începe cu tine, Sarmiza, să vedem ce semnificație are moțiunea simplă care astăzi a fost respinsă în Parlament împotriva ministrului Boloș. Mă rog, a avut soarta pe care au avut-o în general în ultimii ani cam toate moțiunile simple, dar este mai mult un exercițiu democratic, o declarație politică, da? Dar cât de întemeiat era subiectul pe care a fost construită această moțiune? Nu știu dacă e întemeiat sau nu. Este un instrument pe care opoziția îl are la îndemână și pe care îl folosește de câte ori vrea să atragă atenția asupra unei probleme. E cel mai simplu de folosit. Bun, așa este. Pe de altă parte, mie îmi plac aceste moțiuni. Foarte tare le urmăresc cu mare interes pentru că sunt foarte multe discursuri de la tribuna Parlamentului. Și atunci este foarte important să vezi fiecare ce spune, cum spune, ce discurs are fiecare, ce subliniază, pentru că
dincolo de faptul că opoziția era împotriva ministrului, da, Boloș, cu siguranță, dacă ai fost atent, ai văzut că din când în când mai introduc ei și mesajele lor. Păi, sunt niște exerciții bune de retorică. Asta spun. Deci este foarte important să te uiți la ei și să vezi fiecare ce are de spus. Deci, cred că e întotdeauna binevenit o moțiune simplă. Pur și simplu atrage atenția asupra unei probleme. Sigur că ministrul Boloș ar fi trebuit să aibă, ideal ar fi fost să aibă așa un discurs extraordinar cu care să rămână în istorie, sigur, exagerez. Nu, nu cred că dar va rămâne Boloș în mintea mea cel puțin cu faptul că nu poate dormi noaptea, că are multe probleme pe care trebuie să le rezolve, cu militarizarea, cu... Deci au fost câteva lucruri care i s-au lipit pe frunte și de care nu va scăpa foarte ușor. Domnule Negoiță, ăsta, subiectul acestei moțiuni este genul tipic de subiect care se vede într-un fel când ești la putere și cu totul și cu totul altfel când ești în opoziție. Că aici vorbim de o impozitare a unor concedii medicale, care dacă o privim dinspre opoziție spune, domne, luăm bani de la oamenii bolnavi și săraci, când ne uităm în partea cealaltă, vedem, domne, se face un abuz fantastic de aceste concedii medicale, nu se pot face verificări și mai departe, măcar să economisim niște bani la bugetul și așa ciuntit al sănătății. Domeniul este foarte specios, ca să zic așa, pentru că nimeni nu o să poată cântări la un moment dat, pentru că aici avem de-a face cu medici, cu specialiști care acordă concediu medical. Dacă punem la îndoială probitatea profesională a celui care acordă, atunci putem să spunem că a făcut-o încălcând legea și intrăm în alt registru al unei infracțiuni. Ori avem o realitate, totdeauna adevărul este pe la mijloc. Avem o realitate, avem o națiune destul de bolnavă, cu probleme complicate din punctul ăsta de vedere. Și chiar la un moment dat, primul ministru, dorind să atragă atenția asupra faptului că poate sunt prea multe concedii medicale, mi-aduc aminte că a spus că sunt foarte multe concedii medicale acordate pentru durerea de spate. Iar medicii au venit și au spus, e o treabă foarte serioasă, da, chestia asta. A avut un exemplu prost, că cam sunt alte cauze mult mai... Da, dar nu de aici cred la un moment dat că se poate echilibra bugetul. Eu, dacă tot ați menționat sintagma cu nedormitul noaptea, n-aș dormi noaptea dacă aș fi în guvern sau aș fi prim-ministru, pe ideea că ne împrumutăm să plătim pensii speciale și salarii foarte mari la stat. E o întreagă discuție. Știți că numai dobânzile pe lună sunt de vreo 3 miliarde de lei. Da, că practic se rostogolesc datorile din urmă. Și în funcție de vremuri avem dobânzi mai mari, mai mici. Imaginați-vă, domnul Preda, că au venit liberale și au spus, domnule, să impozităm pensiile de peste 4.000 de lei. Este o nebunie, pentru că, iarăși, nu de aici echilibrezi bugetul, ci de la ceea ce promitea Rareș Bogdan că o să termine cu pensiile speciale în 30 de zile și n-a făcut absolut nimic. Ideea este că ai nevoie de o justiție, de o justețe socială a ceea ce se întâmplă în societate, în sensul că vorbim de pensii care ar trebui să fie întemeiate pe contributivitate, nu discutăm de oameni care nu avem de unde să vă dăm pensii speciale, dar ne împrumutăm pentru că ați avut, eu știu, nu știu ce serviciu special, că aveți nu știu ce merite. Nu merge. În primul rând, au avut o lege care a statuat asta. E adevărat, dar și legea asta a fost aprobată în Parlament, fără să ne gândim. Da. Cei care de unde să plătim banii ăștia și deficitul tot crește? Și spunem că România o să ajungă tigrul Europei, noi împrumutându-ne lună de lună să suportăm niște costuri pe care nu le putem duce. Lucrurile sunt simple, nu trebuie să ai școală în Germania, la nu știu ce universitate, să-ți dai seama că nu poți să consumi la nesfârșit mai mult decât produci. Ele par simple, nu sunt simple, pentru că ați văzut bine că cel puțin asta cu pensiile speciale e o nucă foarte greu de spart. Domnule Șerban Nicolae, a fost subiectul acestei moțiuni simple doar un simplu exercițiu de retorică și, mă rog, trebuia, de ce n-are șapcă ministrul finanțelor de care nouă nu, opoziției nu ne place? Sau este chiar un subiect legitim, să spunem, întemeiat, care ar merita atenție? Și. Acum nu vreau să par eu Solomon, așa, am trecut și eu prin Parlament vreo 12 ani și am fost chiar într-o vreme și ministru pentru relația cu Parlamentul și eu susțin ideea, exact în sensul în care spunea și Sarmiza Andronic, de dezbatere pe teme importante. Eu am propus uneori, am și avut succes de vreo două ori,
moțiuni propuse de majoritatea parlamentară și care sunt adoptate și care dau pe un anumit domeniu, am avut una, țin minte, pe agricultură, dau pentru ministrul de resort câteva linii politice stabilite de Parlament pentru politica în perioada următoare în domeniul respectiv. Ce lipsește moțiunilor simple de la noi, din păcate, și aici este partea unde nu mai sunt atât de interesante, soluția alternativă. Bun, și eu pot să fiu de acord și nu eu n-o fac demagogic, că la o avalanșă de concedii medicale pentru cauze discutabile, nu din cauza de dureri de spate sau de strănut, ci din cauza faptului că se pot folosi în multe situații concediile medicale ca o scuză când am eu ceva de rezolvat, nu mă duc azi la serviciu, mi-aranjez cu un concediu medical o zi, două. O să vedeți că sunt foarte multe concedii medicale pe termen foarte scurt în România. Soluția n-ar fi neapărat impozitarea, ci verificarea. Justeți, da, se pare că este mult mai nevoios de făcut așa. Pentru că am întrebat și eu, spre exemplu, cum e în alte țări. Păi, în primul rând, se controlează la sânge. Cel care trebuie să stea acasă în concediu medical, pentru că e în incapacitate temporară de muncă, răspunde la telefon, cam cum era în perioada pandemiei cu cei care erau obligați să stea în carantină. Vine poliția locală și trebuie să faci cu mâna de la fereastră. Cam așa ceva. Bun, nu poliția locală, dar verifică angajatorul. Verifică și certifică și asumă cineva răspunderea că persoana respectivă, nu știu, Șerban Nicolae, în ziua de, n-a putut, a fost în incapacitate temporară de muncă sau zilele de și l-am verificat, era la domiciliu, nu era plecat să rezolve niște probleme până oraș, nu era cu scurtă vacanță până nu știu unde, nu lipsea din alte motive, ci avea doar o cauză medicală reală, adică venea odată confirmarea de la medicul care a pus diagnosticul și a recomandat zilele de concediu de pauză medical, venea verificarea angajatorului. Să știți că cele mai multe concedii medicale sunt în mediul bugetar. Foarte multe concedii medicale sunt în zona bugetară, pentru că acolo e simplu, acolo nu verifică nimeni, e ușor de încasat banul, angajatorul nu suferă. Acolo te apără și legea. La privat poți să zici, doamne, mă ia la ochi patronul, că dacă îmi iau prea multe concedii medicale... Exact. Și patronul mai are și prost obicei să mai verifice. Chiar dacă sunt întemeiate. Poate să mai și verifice. Bineînțeles. Plus că mai se întâmplă și un fenomen care trenează de foarte multă vreme, periodic, așa s-au mai recuperat niște sume. Angajatorul plătește concediu medical, după care se duce la casa de asigurări și așteaptă de contul. Și durează are ceva foarte de mult. Și apar întârzieri și atunci angajatorul preferă să-i spună unuia care se îmbolnăvește des, mai bine vezi tu de sănătate că eu am nevoie să-mi producă cineva aici bani pe care să-i plătesc la stat ca să se plătească și concedii medicale pentru alții. Revenind, lipsesc soluțiile alternative. Dacă ar fi venit opoziția cu o soluție, o variantă mai bună, uite domnule, în loc de impozitarea concediilor medicale, avem varianta asta. Pe calcule, care aduce atâția bani la buget, care poate echilibra bugetul de asigurări de sănătate, eu știu, da, atunci chiar e de susținut. Eu, dacă aș fi în Parlament majoritar, vorba lui Alexandrii, e unul care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Iau o soluție bună și o aplic. Din păcate, da, ele aduceți rămân... aminte de vreo moțiune simplă sau chiar de cenzură care să vină cu soluții alternative, fezabile? Aici este partea vulnerabilă a oricărei dezbateri politice parlamentare, pentru că, de regulă, se preferă varianta în care ai un discurs mai spumos, ai rosit o ironie, ai dat un titlu de articol în presă și așa mai departe și se pierde partea de fond. Dar, alminteri, orice dezbatere politică în materie de soluții bugetare este binevenită. Că nu-i apar și soluții alternative, că nu vin argumente temenice, ci mai degrabă politice, mai degrabă electorale. Asta deja e o boală veche și nu e numai la noi. Da, uite că și din punct de vedere electoral, Sarmiza, crezi că ăsta este un subiect care poate nu neapărat să facă diferența, dar să aducă puncte în plus sau în minus protagoniștilor, asta al concediilor medicale? Deci o astfel de dezbatere care, evident, a avut niște tușe politice evidente, da, discursurile care au fost acolo, pentru că nu au fost constructive, cum spunea domnul Șerban Nicolae, să ofere soluții și asta. Îi arătau pe deget, uite ce vreți să faceți de norociților cu sărmanii oameni bolnavi și invers. Crezi că se poate puncta electoral
cu această temă? Sigur că da, dacă e bine gestionată povestea. Dar apropo de ce spunea domnul Șerban Nicolae mai devreme, eu îmi amintesc că pe vremuri, și trăiesc cu speranța că se va întâmpla din nou, pe vremuri când partidele politice aveau departamentele în interior sau comisiile, da, de specialitate, atunci nu era nicio surpriză dacă pica unul, știai cam cine vine în locul lui. Pentru că în interiorul comisiilor chiar se făcea treabă, chiar se scoteau idei, da? Se făceau legi pe baza acelor idei și așa mai departe. Adică acum te trezești că unul care e medic, da? Se duce la transporturi, zic, exagerez. Da? Deci acum nimic nu, mai, nu e predictibil. Nu ai în minte un om care să vină să-l înlocuiască pe cel care poate să pice la o moțiune simplă. Dar revenind la întrebarea ta, da, e foarte adevărat că poate puncta orice electoral. Important este însă să duci subiectul în așa fel încât să înțeleagă electoratul exact despre ce vorbești. Au fost foarte multe lucruri și uite, apropo de faptul că domnul Negoiță spunea mai devreme de povestea cu Rareș Bogdan, uite, a fost o temă de campanie. Va reveni acea temă de campanie. Da, invers. Iar, exact, și oricum o să fie foarte interesant pentru că lui Rareș Bogdan, din punctul meu de vedere, în această campanie, îi se va sparge în cap povestea cu, cu pensiile speciale. Uite că de câte ori facem referire la Rareș Bogdan, spunem același lucru. Rareș Bogdan a promis că în 30 de zile... Vrei că a fost și cea mai spectaculoasă promisiune. Păi a fost spectaculoasă, asta spun. Echivalentă cu apa caldă a lui Nicu Șordan, adică exact. E a din aceeași categorie. Da. Da, uite, domnule Neguiță, când spuneam, domnule, poate am putea să verificăm mai bine aceste concedimente. Uitați, avem niște cifre. Deci, anul trecut, deci în România s-au dat 3 milioane de concedii medicale. 24 de milioane de zile și ce zic, se pare că avem o boală profesională de agricultură, că în perioada campaniilor agricole crește numărul de zile de concediu medical cu 25%. Deci lumea se îmbolnăvește de la munca câmpului, mă gândesc. Când e vremea de strâns vie. Da. Domnul Preda, eu... Adică putem verifica când avem aceste cifre, dacă milioane de concedii medicale? Eu într-o societate normală, aștept să, să devenim o societate normală la 34 de ani, 35 de ani după Revoluție, vreau să am încredere în cei care acordă un beneficiu, un serviciu, un concediu medical. Ce se întâmplă dacă punem la îndoială la 3 milioane? Poate par multe, poate nu, poate că suntem atât de... Vă imaginați că de asta la un moment dat a crescut un partid extremist când a mers cu acea caravană prin țară cu o caravană medicală, să-i spunem, cu probleme din astea unde nu ajunge nimeni, cu stomatologie. Da, păi în mediul rural e o mare problemă cu stomatologia. Dacă luăm sănătatea la țară, în mediul rural, avem o mare problemă în România. Cred că sunt oameni care n-au cerut în viața lor un concediu medical. Dar nu știu ce e. Dar cred că 50% dintre ei, dacă merg la o verificare, au nevoie de internare, nu de concediu medical. Și atunci unde este adevărul? Avem medici care au terminat facultăți, care sunt specialiști, vine un cetățean, domne, mă simt rău, vă rog frumos să mă consultați, nu pot să... Și medicul hotărăște. Poate un politician să pună la îndoială ce a spus un medic în materia asta? Poate, dar n-are instrumente să și verifice. Asta e altă discuție, putem să punem la îndoială orice. Păi nu, dar asta e un caz, să spunem, fericit, dacă vine pacientul la medicul de familie, are niște simptome, dă concediu medical. Dar sunt situații în care doar dă un telefon și anunță la serviciu sunt concediu medical, se duce peste 3 zile la medicul de familie și a luat hârtia, a dus-o și cu asta basta. Dar n-ai cum să verifici. Adică poți să pui la îndoială, dar nu poți aduce argumente. Noi suferim de foarte multă suspiciune în cam în tot ceea ce se întâmplă. Da, dacă vedem cifrele astea, pare că nu e tocmai nedemnă. 5 milioane de salariați, 3 milioane de concedii medicale. Era o vorbă în România care a făcut carieră că la noi nu există nuntă fără scandal și moarte fără bănuială. Punem la îndoială tot. Și atunci nu mai putem să mai avem încredere în absolut nimeni. Cel care a dat un concediu medical, el poate fi verificat. Domnul doctor, avem o comisie de la Ministerul Sănătății care verifică concediile medicale pe care le-ați acordat. Și da, la numărul ăsta e foarte greu să verifici. Vă dați seama ce infrastructură umană e nevoie ca să verifici concediile medicale? Dar putem să facem un calcul cam câți bani ar rezulta, domnule, din povestea asta, cât se pierd. Și vă spun eu că nu ajungem la
un infim procent din ceea ce discutam mai devreme cu pensiile speciale pe care le luăm din același buget și le plătim. Cred că problema facem o discuție nu e atât pe de banii care se plătesc pe concediile de muncă, cât faptul că nu muncesc oamenii în zilele alea. Da, da. Mă rog. Și că unii încalcă totuși niște legi, pentru că te gândești că e un fals în acte, nu? Da. Dar se pot face verificări, spre exemplu, dacă ai o internare. Nu am să amintesc, domnule Guiță, de internare. Dacă ai la internare, nu da, mai e ce da, să mai verifici. Da, e altceva. Dar aici nu vorbim internat, de altceva. Bun. Deci se pot face niște verificări. Dacă aș vrea să vă spun și eu o scurtă numai o secundă, chestiune. Că trebuie să luăm publicitate. Tocmai revenim să după aia. De pensiile speciale. Bine, revenim cu pensiile speciale și cu Congresul Partidului Popular European. Deci centrul Europei se mută la București și trebuie să vorbim despre asta, dar după publicitate. Nu dezechilibrez. Am revenit în direct alături de Sarmiza Andronic, Liviu Neguiță, Șerban Nicolae. Înainte de pauză îl întrerupsesem pe domnul Șerban Nicolae, care vrea să-mi spună ceva cu pensiile speciale. Nu, am vrut să spun ceva legat de faptul că nu e o singură lege și Rareș Bogdan a abordat varianta populistă. Toată lumea se uită la pensiile speciale ale politicienilor, ale parlamentarilor, ca să o luăm mai pe scurtătură, așa să spunem direct. Ele nu sunt nici foarte multe, nu sunt nici foarte bănoase și în ansamblu pensiilor așa zise speciale, care de fapt sunt pensiile bugetare. De serviciu, da. Da, sunt pensii de serviciu, sunt pensii ocupaționale și ele sunt în general legate de persoane care au îndeplinit o funcție bugetară. Nu au avut contributivitate în perioada activității și atunci nu poți să calculezi principiul contributivității. De altfel, tranziția asta nici nu putea să fie foarte scurtă. Noi am trecut de la sistemul de pensii bazat pe solidaritatea între generații. Cei care muncesc acum plătesc pensiile celor care au muncit acum 20, 30, 40 de ani. Am trecut la contributivitate, în care fiecare își pune deoparte niște bani și urmează să-i primească. Parțial, că a rămas o componentă importantă și greșiți. Greșiți, că percepția, iertați-mă, percepția nu este că politicianul ia pensie specială, ci cei care ies la pensie la 45 acolo, de ani, nu, bătaia mare, nu, haideți să vă spun ceva, bătaia mare și populista a fost pe pensiile speciale ale politicienilor. Au fost voci mai echilibrate care au tot spus, păi fraților, uitați-vă la cifre, nu e așa, sunt pensiile, speciale. Speciale e un sens așa ușor peiorativ, arată că, domne, sunteți mai special voi. Vă dau un exemplu, eu am 3 mandate de parlamentar, sunt unii care sunt convinși că eu primesc pensie de fost parlamentar, fără să știe criteriile, condițiile, dacă o să apuc vreodată peste vreo 10 ani, putem discuta și doar dacă cer. Eu fiind și avocat și având și pensia de la avocatură, ca și corect. Liviu, că știe despre ce vorbesc. Dar s-a mers pe ideea asta foarte populistă. Politicienii și-au făcut pensii pentru ei, altele decât ale muritorilor de rând. De aia nu se poate aborda subiectul foarte echilibrat și foarte rațional, pentru că, de fapt, apar în spațiu public mai nou, ce spunea doamna Sarmiza Andronic, cazurile celor care provin din justiție sau din sistemul militar cu pensii la 40 și ceva de ani, înainte de 50 cred de ani. Cred că asta indignează mai mult decât quantumul. Faptul și, că și un quantum, foarte, atât de și un quantum foarte mare, consistent și mult dezechilibrat față de pensiile celor provenite din sistemul de contribuție sau pe calculul de drept comun. Și atunci, dacă unii au sperat că pot da o dată lovitura lansând teoria asta, desfințăm pensiile speciale în 30 de zile, într-un sfert de oră, în așa, au venit, apropo, au fost parlamentari care au zis proiect de lege, articol unic, se desfințează pensiile speciale. Neconstituțională. Și era neconstituțională. Poți să faci o discuție echilibrată, poți să faci o echivalare a pensiilor de serviciu bugetare cu cele bazate pe contributivitate. Contributivitatea la noi a început în anul 2001. Odată cu legea 1/2000, nou cod al muncii și s-a înființat Casa Națională de Asigurări, asta nu, Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale, a început să se colecteze separat bugetul de asigurări sociale. Deci, lucrurile ar putea să aibă și o variantă de dezbatere echilibrată. Nu o să fie, pentru că e o temă electorală, e o temă politică, unii își fac un sindar din asta și probabil că o să-și primească acum reversul. Ai desfințat, domnule, pensiile speciale în 30 de zile. De ce exact, n-ai desfințat în 30 de zile pensiile speciale?
E riscul pe care și-l asumă cei care sard peste etape, care ard etapele și ajung în funcții foarte importante fără să înțeleagă de fapt cum e cu politica. Cade lumina pe Rareș Bogdan și toată lumea se întreabă cu ce mesaj vine Rareș Bogdan acum. A zis de pensiile speciale. Nu mai zice de pensii speciale. Hai să vedem, dar și dumneavoastră ați plusat. Adică de la 30 de zile a zis un sfert de oră. Eu v-am spus că ați intrat în campanie. Nu e vorba de asta, v-am spus. Am tot încercat să avem niște discuții echilibrate, niște dezbateri pe tema asta cu cifre. Să existe un echilibru, să existe o formulă rațională, pentru că nici mie nu mi se pare normal ca maica mea să aibă o pensie de 3.000 de lei sau cât are acum, nu știu, ceva în genul ăsta și să văd cum este generalul ăla, Pițuranco, să-l văd așa gelat, sub 50 de ani și cu pensie de vreo 20 ceva de mii de lei pe lună. Pentru că e și general, și magistrat. A luptat probabil pe niște fronturi foarte importante, a apărat cu pieptul dezgolit Pământul Sfânt al Patriei. N-a luptat, dar a fost pregătit să lupte în casă. Da. Deci banii luați din buget, ne împrumutăm ca să plătim. Altă sursă nu avem. Da, pe ceea ce spunea Șerban. Putem să considerăm și așa, alminter, orice sumă pe care o cheltuim, o luăm din buget și putem să spunem că ne împrumutăm pentru ea. O luăm din buget dacă este prevăzută. Nu, există o justificare și pentru pensiile magistraților, există și pensii pentru sistemul militar, ce generic se numește așa, apărare, ordine publică, siguranță națională. Unde apar discuțiile? Apar la vârsta foarte fragedă, pentru că nu sunt oameni care și-au încetat activitatea profesională, nu sunt oameni care nu mai sunt capabili de muncă. Sunt oameni care ies la pensie la o vârstă relativ fragedă, sub 50 de ani, cu o pensie foarte mare plătită integral de la buget sau cu cuantum mic pe contributivitate, și care după aia se apucă de altceva. Unii dintre ei se întorc chiar în sistemul bugetar. Și atunci încep să crezi că nu mai e foarte în regulă. Dom'le, ori ești epuizat din punct de vedere profesional, ai muncit, ai avut un stres, ai avut o răspundere, ai avut o activitate, un volum foarte important pentru țară și care te-a epuizat înainte de vreme, înainte de vârsta de 65 de ani, valabilă pentru tot restul profesioniștilor, și atunci stai în banca ta, îți primești pensia, dar nu revii în activitate și îmi spui că, de fapt, stați puțin, că eu sunt în formă, eu merg la sală, eu trag de fiare, sunt capabil în continuare să produc foarte mulți bani tot de la buget. Aici apar niște discuții mai neplăcute și de-aia m-am spus, din păcate, fiind o temă foarte, foarte suculentă din punct de vedere electoral, din punct de vedere politic, nu o să găsească o soluție foarte rapidă. Ok, haideți să discutăm un pic și de subiectul central al acestei săptămâni. Bucureștiul devine capitala Europei. Avem peste 2000 de delegați din 40 de țări, mulți șefi de stat și de guverne, Congresul Partidului Popular European. Țărmița este un eveniment atât de mare pe cât ne-ar lăsa să credem lista participanților. Și întreb asta pentru că totuși este un eveniment de partid. Nu este un eveniment, nu știu, de stat. Este un eveniment de partid, dar dacă o să iasă totul bine, se va băga în poză și Klaus Iohannis. O să spună că și el a contribuit, nu? A fost și este el acolo. La masă, acolo. Da, tocmai. Evenimentul este, într-adevăr, unul mare, dar, mă rog, mai puțin important că îl organizează Partidul Național Liberal pentru europeni. Păi pentru noi. Asta. Bun, pentru noi este, sau mă rog, pentru ei e important, însă, de ce spun că este important? Pentru că Ursula von der Leyen își va lansa candidatura pentru un al doilea mandat aici. Păi nu, asta era întrebarea, e important pentru liberali sau pentru români? Că e totuși pentru în România. Noi, nu, pentru liberali, că ei s-au străduit, au adus oamenii ăia aici, ei își fac campanie, dar vorbeam despre importanța evenimentului. Sigur, este un eveniment organizat de PNL, dar nu întâmplător, iată, și Ursula von der Leyen se leagă de acest eveniment. Păi și PNL-ul poate să spună, uite, și noi am susținut-o pe se Ursula von der Leyen. Natural, sigur, congresul se leagă, partidului, dar oamenii înțeleg, cred că destul de puțin, sau sunt foarte puțin interesați. Poate noi, prin platourile de televiziune, poate noi nu putem să trecem cu vederea acest eveniment, dar până una alta, oamenii de rând care așteaptă să voteze de anul ăsta, poate că sunt mai puțin atenți. Însă e o chestiune bifată. Da? În România se ține acest congres. E în regulă, europenii se uită la noi și acum, sincer, toată presa din Uniunea Europeană va vorbi despre asta, că e firesc să fie așa și să vorbește despre România. Sigur că ăsta poate fi un lucru bun și sigur că și Partidul Național Liberal se poate împăuna cu chestia asta, nu? Pentru că ei au organizat evenimentul.
Domnule Negoiță, ne așteptăm la un deznodământ care să mai clarifice așa din marile întrebări care planează. Ce poziție va ocupa domnul Iohannis după încheierea mandatului? Intrăm, nu intrăm în Schengen? Că sunt vehiculate ca și subiecte care ar putea fi clarificate la acest congres. Ați întrebat dacă din acest congres românii ar putea să beneficieze de ceva. Iată, ar fi fost această temă a Schengenului și cancelarul german cu partidul domniei sale face parte din Partidul Popular. Austriac. Domnia sa împreună cu partidul domniei sale fac parte împreună. Da, și va fi aici, la București. Și când a fost nevoie ca toată solidaritatea din Partidul Popular European să se vadă, să-l pună între ghilimele la punct pe domnul... Să știți că verbal l-au pus, dar nu. Doar verbal. Aici chestia asta nu merge cu... Și mă refer în primul rând la politicienii noștri, la domnul Iohannis, la Partidul Național Liberal... În care mi-am desfășurat toată viața mea politică, acolo a fost, dar fiind mult prea valoros și a trebuit să fac un pas în spate, să-i las să zăvorească ușile pentru ca PSD-ul să nu intre. Și iată-i astăzi pe liste comune, multe lucruri sunt de discutat. Revenind la temă, Europa a avut o problemă cu România fiind pusă la colț de către cancelarul austriac. Nu poți să afirm că România și-a făcut temele și să accepti acest vot al Austriei, al cancelarului, ca România să stea... Mai mult, Comisia Europeană i-a cerut în cel puțin 3 rânduri anul trecut să renunțe la această poziție. Dar doar i-a cerut, nu, verbal, atât. Adică... Vedeți, aici ar trebui să îmbunătățim mecanismele europene în sensul că nu poți să te rogi de cineva să spui, dom'le, te rog frumos, oamenii ăștia și-au făcut treaba, hai te rog, votează. Ori ai regulă, ori nu ai regulă. Atunci totul devine discreționar și spui, așa vreau eu, deși toate rapoartele spun că nu avem migranți care vin prin România, tu, ca și cancelar, spui, așa vreau eu și eu consider că pe acolo vin și votez împotrivă. Iar domnul Iohannis, ca președinte al României, l-a primit, a mai vorbit, nu știu ce a mai vorbit pe la Cotroceni, vă rugăm frumos, l-a primit și pe cel de la OMV, mari reprezentanți economici ai Austriei în România, care nu știu ce a solicitat pe acolo, tot așa un beneficiu din ăsta ușor pe sub mână, să li se scoată acel impozit, sau nu știu ce li s-a... când s-a hotărât în Parlament, ca toate cele companiile mari să plătească... Până la urmă au plătit, dar nu chiar cât trebuie. Dar s-au dus acolo să tragă puțin... Normal, maximizeze profitul. Dar nu te duci în biroul președintelui când cancelarul... Știți că marile companii din Austria au fost solidare cu România și au cerut guvernul austriac să... Da. Da, am văzut solidaritatea și noi am rămas... Deci, Congresul Popularilor Europeni ar trebui să dea un semnal, nu neapărat cu ce funcție o să ocupe domnul Iohannis, ci prin faptul că au reușit să-l convingă și să-i impună... Da, acest... serios, n-ați dormit mai liniștit, să știți că va avea ce să facă după... Eu dorm liniștit, n-am o problemă. Dacă o să ocupe domnul Iohannis, nu știu ce funcție sau ce o să se întâmple de aici înainte. Șerban Nicolae, cum se vede chestia asta? Vin toți liderii populari europeni la București, se lansează doamna von der Leyen și lansează candidatura pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene și Partidul Național Liberal, mă rog, nu o prezintă că nu e gata, dar ar fi trebuit să prezinte o listă comună cu adversarii lor tradițional socialiștii pentru alegerile care urmează. Cum vine asta? Că eu până acum încă n-am reușit să înțeleg. Mă rog, am ascultat toate argumentele, dar eu n-am înțeles exact de ce a fost nevoie de acest lucru, care, din ce considerente politice, cel puțin pentru PSD, de ce au făcut lucrul ăsta. Bun, haideți să o luăm în ordine. Mai întâi, e bine că a spus o întrebare, pentru că n-aș vrea să ne grăbim cu concluziile. În urmă cu 5 ani, tot în prag de campanie electorală, s-a făcut tot un summit PPE la Sibiu, de data aceea, tot cu patronajul președintelui României, tot cu politicieni PPE. S-a spus atunci că e tot din motive electorale, la debutul campaniei pentru europarlamentare. Alții au zis, domnule, ați făcut-o, de fapt a fost o forțare din partea română, pentru că era în timpul președinției, spre finalul președinției rotative a Uniunii Europene, pe care o exercita România prin guvern. Că așa se întâmplă. Și atunci au spus, domnule, ca să nu tragă pe partea lor toată spuza PSD-iștii, hai să contracarăm cu summitul PPE de la Sibiu. Dacă o să observați așa în timp, o să vedeți un lucru, că nu ține minte nimeni
decizii vitale unde s-au luat, ca loc. Că a fost nu știu ce stațiune de prin Franța sau nu știu ce castel de prin Germania sau Austria sau mai știu. Doar ce. Tezele de la Mangalia au rămas legate de... Din păcate, noi suntem plătitorii. Asta este tot rolul României în toată această chestiune, de dragul unor interese personale, dacă mă întrebați adică pe mine. Adică masa și dansul sunt la vremea respectivă, ideea am spus că nu m-aș grăbi cu concluziile. Spre exemplu, la vremea respectivă, acum 5 ani, principalul favorit la funcția de președinte al Comisiei Europene era Manfred Weber. Tot domnul care tăia pensiile în 30 de zile, pensiile speciale în 30 de zile, se înghesuia în poze, să facă poze cu prietenul său Manfred Weber, dând înțeles că, domnule, viitorul președinte al Comisiei, ne știm, ne spunem pe numele mic, facem poze împreună cu gura până la urechi. Ce să vezi, până la final a fost Ursula von der Leyen și nu i-a folosit la nimic toată colecția de, sau albumul de fotografii de la Sibiu cu Manfred Weber. De-aia spun că în situația de acum e și ceva în plus. Se face negocierea în paralel cu funcțiile NATO. Cu totul așa sunt vreo 25 de funcții care se tot negociază anul ăsta. Unii încearcă să pună în aceeași ecuație de negociere președinția, funcția de președinte al Consiliului European cu funcția de președinte al Comisiei Europene, cu secretarul general NATO, eventual cu secretarul general adjunct, cu un altul comisar UE pentru afaceri externe. De aici a apărut și discuția legată de Klaus Iohannis, susținut foarte puternic, din câte înțeleg, dar foarte personal, doar de Ursula von der Leyen. S-ar părea că se înființează funcția de înalt reprezentant UE pentru Ucraina, cu persoană nominalizată Klaus Iohannis. Și atunci, summitul ăsta, de fapt, este o bună ocazie de negociere. Hai să ne vedem undeva, să stabilim niște lucruri în perioada următoare. Unde? În România. Plătesc ei. Dau ei o masă. București este total nepotrivit la momentul ăsta, că dacă mergeți prin București și oricine merge prin București, pare că se sapă adânc, e plin de gropi, e plin de șantiere, e plin de restricții de circulație. Deci nu era chiar cel mai potrivit loc să faci un summit de asemenea importanță. De aia n-am mari speranțe. A mai fost și acum 5 ani, nu ne-a folosit la nimic. Probabil că, din păcate, nu o să ne folosească nici în perioada următoare, pentru că vedeți dumneavoastră, deciziile importante nu se iau din poziția asta. Vorbeați puțin mai devreme de Schengen. Dacă era o decizie în sensul în care ne dorim noi, nu era nevoie nici să roage Comisia Europeană pe Nehammer, nu era nevoie nici decizia să... Decizia nu are cum să fie, că nu e un for care să poată să ia decizii. Da, în asta vă spun. Rezoluțiile Parlamentului European nu au avut niciun fel de valoare, erau doar politice, ca să afle electoratul că noi ne-am zbătut. În realitate, o decizie de genul ăsta se putea lua foarte simplu și a zis puțin mai devreme domnul Negoiță, ne, ori avem niște criterii și cerem României, și s-a întâmplat să fie pe vremea când eram eu șeful Departamentului Schengen în Ministerul de Interne, când au venit evaluările. Au venit aici, au fost 7 criterii, le-am bifat pe toate, se putea lua decizia în 2010. Era clar că în cazul României, dacă e să o luăm așa, ce căutăm noi alături de Bulgaria în toată ecuația asta? Dacă îndeplinește România criteriile astea, nu înseamnă că musai trebuie să intrăm o dată cu Bulgaria sau cum a fost în decembrie trecut, împreună cu Croația. Și a intrat Croația ultima venită pe lista candidaților, deși toată lumea a spus că nu îndeplinește foarte multe dintre criterii, dar din interesele Austriei, Croația n-a avut niciun fel de problemă, în timp ce România și Bulgaria au rămas să aștepte să intre în circuitul ăsta cu parțialul aerian și naval. Noi nu avem niciun fel de graniță navală cu vreun stat Schengen, deci, practic, e un fel de să ne aflăm în treabă partea cu navalul. Ar însemna să plece cineva din Grecia, să zicem, să ajungă până în România, pe Marea Neagră, sau să vină pe Dunăre din Austria și Ungaria, trecând prin zona Republicii Serbia. Și atunci toată discuția este una mai degrabă inutilă. De-aia vă spun că deciziile nu se iau în felul ăsta. Și deciziile importante. Din păcate, noi de 20 de ani nu mai avem o politică externă articulată, coerentă și în care să se discute concret decizii care privesc România. Sporadic, pe aici, pe acolo, scuze,
pe domenii, pe la un comisar de specialitate, că e pe concurență, că e pe agricultură, că e pe mediu și așa mai departe. Dar nimic articulat, nimic strategic, nimic care să pună toate forțele la bătaie, pe aceeași linie, în interesul României. Nicăieri în lume, evenimentele astea nu aduc nimic formal, adică aduc în față doar lucrurile formale. Informal însă se discută tot felul de lucruri și negocierile au loc. Da? E genul ăla de discuție la cafea, ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă această discuție informală. Dar apropo de această unanimitate de vot, o să vedeți că pe site-ul Comisiei s-au publicat 56 de pagini de raport despre activitatea Ursulei von der Leyen. Ce urmează să facă, tot pe site-ul Comisiei se poate vedea, promite că va pune în dezbatere această unanimitate. Da? Că propune o majoritate calificată, da? Care să ducă mai departe lucrurile, să împingă mai departe lucrurile. Nu se referea strict la povestea cu Schengen. Vorbea la modul general. Principiul nu e doar pentru speța, e în general. Sigur că da. De asta spun, adică faptul că se întâmplă la București e important sau nu e important, cum spunea domnul Șerban Nicolae mai devreme. Dar aici se întâmplă totuși niște lucruri, adică pare că de data asta vedem cumva rostul acestui congres. Se bifează ceva. Da, mie nu mi-a răspuns domnul Șerban Nicolae la întrebarea cum e ca liberalii să fie gazdele, că ei sunt gazdele, nu? Popularilor europeni și le spunem noi la alegeri care nu ne putem prezenta singuri, am găsit varianta asta să mergem cu adversarii noștri politici pe aceeași listă. Nu e nici foarte originală și nici foarte deranjantă. De altfel, Comisia însă și Comisia Europeană e formată din politicieni, da. PPE și PES. Și atunci noi am avut comisar european pe Corina Crețu, ați amintit în debutul emisiunii, intro aceste emisiuni. Corina Crețu a fost comisar european pe politici regionale din partea grupului socialiștilor europeni, într-o comisie condusă de Jean-Claude Juncker, politician PPE. Deci dacă la Comisia Europeană se găsește o cale de dialog și există exact același tip de cooperare populari europeni cu socialiști europeni, nu văd de ce ar fi așa o mare problemă, o listă comună la noi. Scuzați-mă, colaborare, dar nu până la a-ți pierde identitatea politică. Nu. Aici, când faci liste comune, dom'le, eu sunt, dau un exemplu, PSD-ist și nu-i supor pe liberali. Cum votez eu la europarlamentare? Fiind pe listă comună. Sau sunt liberal și nu-i suport pe PSD-iști. Cum mă puneți? Nu e un exemplu ipotetic, adică sunt situații... Adică, dom'le, mai bine stau acasă, mai cu seamă că domnul, că tot îl invocăm pe domnul Rareș Bogdan, la Sinaia spunea, ferecați ușile să nu vină. Cum? O să sughițe domnul Rareș Bogdan. Da, bun. Dom'le, când face afirmații prin noi înșine, la Sinaia, vrem pe liste proprii, nu avem nicio treabă cu socialiști. Și ajungi în situația să motiveze domnul Ciucă. Mi s-a părut chiar interesant, întrebat fiind, domnule, dar face domnul Ciolacu presiuni să acceptați candidat unic din partea PSD-ului la alegerile prezidențiale? Domnul Ciucă, domnule, uite care e treaba. Noi nu ne jucăm cu istoria Partidului Național Liberal. Nu ia să vă dați seama ce mă întrebați aici. Noi suntem un partid atât de greu, de important, că nu ne putem permite să renunțăm la candidat propriu la alegerile din toamnă. Cum să spun, nici măcar n-ar fi fost o premieră, pentru că dacă ne aducem aminte, adică USL în 2012, exact ăsta era principiul, domnule, liberalii merg la... Nu, dar vii să faci o astfel de afirmație, dându-i așa o greutate, când tu ai renunțat la ceea ce ai stabilit la Sinaia, când ai zis că nu mergi pe liste comune și mergi pe liste comune, când nu mai ai nicio legătură cu ceea ce înseamnă ideologia liberală. Haideți să facem o completare. La Sinaia, la sfârșitul lunii noiembrie, acum un an, exact, da? Că ați pomenit de două ori Sinaia, în noiembrie. Da. Domnul Ciucă totuși este mai nou în politică, adică va asta trebui să... Asta mi-e scuză, Radu, deloc. Pentru că e președintele Partidului Național Liberal, nu se uită nimeni să-i găsească scuze. Are ani în spate, cu totuși cu tot alt domeniu. Nu știi cum e cu declarațiile astea. Da, e foarte important de cine te înconjori. Da? E foarte important de cine te înconjori și pe cine asculți. Pentru că nimeni nu are pretenția că le știe pe toate. Și domnul Ciucă a fost ales știindu-se că nu știe să facă politică. Dar bănuiesc că liberalii au hotărât. Putărescu, a fost ales, dar poate n-a avut de ales. Asta zic că e părerea ta. Da, absolut. Să nu ne ia ce ne au. Și doar un joc de cuvinte. Adică, da. Da, deci,
nu ne așteptăm la vreo mare surpriză. Eu asta sunt foarte curios, dacă va fi vreun anunț public privind o eventuală nominalizare a domnului Iohannis pentru vreo poziție. Pentru că, de fapt, nici nu îmi dau seama dacă este locul potrivit să se facă formal un astfel de anunț. Ar putea să se facă un anunț la genul noi populari europeni, îl susținem, să-l propunem exact, undeva. Pentru că deciziile sunt ale statelor. Dar exact. Se poate atâta timp cât el este în funcție în momentul ăsta? Da. Ar fi... Da. Păi nu mi se că, pare... De exemplu, dacă ar fi să-l susțină pentru președinția Consiliului European, să dăm un exemplu așa la întâmplare, ar putea să spună acum, domnule, noi îl susținem pe domnul Iohannis. Ok, mai avem de negociat, că nu... Nu, da, adevărul este că Klaus Iohannis s-a remarcat foarte serios pe povestea cu Ucraina. Așadar că ceea ce spunea domnul Șerban Nicolae, apropo de funcția nou apărută... Ar putea să apară, nu știu. Nu, o să apară. Știți foarte bine că toți avem informații de genul ăsta și se discută în toate mediile despre o astfel de funcție. Ăsta e genul de zvon care se adeverește întotdeauna. Exact, adică prea vorbește toată lumea și cam peste tot. Adică uitați-vă un pic în presa internațională și o să vedeți că și acolo se face trimitere, bine, nu la Klaus Iohannis, dar poziția e, pare că urmează să se înființeze. Iar Klaus Iohannis, pe partea cu Ucraina, sigur că a fost foarte activ. Poate singurul domeniu sau singura linie pe care a ținut-o domnul Iohannis a fost asta cu Ucraina. Eu sunt foarte curios dacă doamna von der Leyen, mă rog, și în discursul pe care îl va avea aici, dar și în programul pe care îl face public pentru următorul mandat, dacă va fi la fel de hotărâtă cu aplicarea Green Deal-ului, care cel puțin în ultima perioadă se pare că a provocat mari tulburări în toată Europa și s-ar putea ca, dacă ei o țin langa cu acest proiect, să aibă niște probleme la vot. Adică, pe de o parte, strângem rândurile să blocăm ascensiunea formațiunilor extremiste, dar, pe de altă parte, venim cu lucruri de-astea care enervează foarte mult lumea și talpa țării. Adică nu doar politicienii care ne sunt adversari. Chestia asta cu ascensiunea extremismului și cu acceptarea unor combinații de genul ăsta cu liste comune între stânga, dreapta, dom'le, eu sunt de acord să facem alianță, au făcut și nemții, facem și noi, dar una e una, alta e alta la alegeri și la ideologie, la doctrină. Revin, chestia asta cu ascensiunea extremismului o să ne pună în situația să manipulăm, între ghilimele, votul pe ideea, dom'le, haideți să facem un partid unic, drept, bun, pe care îl acceptă și Comisia și Europa, să ne apărăm de extremiști, de extremism. Adică nu mai avem încredere în electorat care ar putea să discearnă între liberali, între dreapta, între stânga. Facem un partid aproape unic, pe liste comune. Care e diferența între PSD și PNL în ultimii ani de guvernare? Care au fost politicile liberale și cele social-democrate? Habar n-avem, pentru că nici n-au fost. A fost o discuție destul de timidă așa cu păstrarea cotei unice. Domnul, deci asta... Știți cum e cu păstrarea păi cotei unice? Nu, asta unice? E marginală. Adică... Dar n-are nicio legătură Partidul Național Liberal cu păstrarea cotei unice, că ea e Schweizer. Pentru că s-au făcut atâtea derogări de la cota unică, încât avem o impozitare progresivă, dar de fapt e pe diverse găuri. Absolut, și oricum la cota unică atractiv era nu neapărat caracterul ei că e unică, ci că era foarte mică. Că dacă aveam cota unică de 30%, nu cred eu că bun, mai era lumea dacă e cota unică, e unică pentru toată lumea. E unică și atunci cu spunem, steluță. Bun. Deci revenind, ce facem? Cum ne apărăm de extremism? Facem, mai stăm câțiva ani și o să zicem, domne, trebuie să strângem rândurile ăștia buni, știu, unii între alții. Dar să vedem dacă socoteala lor de acasă se va potrivi cu cea de la alegeri. Mai luăm o pauză de publicitate, revenim după câteva minute cu un nou subiect foarte important. Am revenit în direct alături de Sarmiza Andronic, Liviu Negoiță și Șerban Nicolae. V-aș propune acum să abordăm un subiect care, deși nu este de strictă actualitate, în sensul că nu s-a întâmplat nimic astăzi, nu avem o știre, deși și pe acest subiect sunt știri, să vorbim un pic de București, în perspectiva alegerilor care urmează, dar nu despre candidați și candidaturi, ci despre problemele reale și profunde ale acestui oraș și profit de faptul că, de fapt, de asta și deschid discuția, că avem doi oameni care sunt
foarte priceput la tot ce înseamnă București. Domnul Negoiță, vorba aia, a fost primar de sector. Domnul Șerban Nicolae a fost senator de București și cunoaște bine problemele. Și domnul Negoiță, aș începe cu noastră să vă întreb dacă, din punctul de vedere al omului de administrație, actuala formulă administrativă a Bucureștiului este una ok sau am avea nevoie de o reformă administrativă. Pentru că știm și cum s-a ajuns aici și de ce nu se schimbă, dar întrebarea este, merge să o ținem tot așa cu 6 orașe într-unul singur? Nu, nu este ok. Bucureștiul are nevoie de o reformă administrativă profundă, de o lege de organizare în care să fie întărită primăria capitalei. Nu poți să ai 6 orașe, deși am fost primar de sector, într-un singur oraș, cu reguli proprii, tu te dezvolți din punct de vedere, să spunem, imobiliar, cum dorești, din punct de vedere administrativ, hotărăști tu în sectorul tău, fără să ai vreo mare legătură cu capitala. Și câtă vreme primarul și consiliul sunt alese prin vot direct, cumva e normal ca cei aleși să simtă nevoia să facă asta. Aici clasa politică a lăsat într-o ambiguitate care poate fi cumva întreținută și de către cei din sectoare și de către capitală. În sensul că și consiliile locale de la sectoare au fost alese și primarul de la sector a fost ales. Prin vot direct. Prin vot direct și Consiliul General a fost ales prin vot direct. S-a încercat o separare a atribuțiilor care n-a ținut și nu o să țină niciodată. Uitați-vă că Bucureștiul nu intrăm, am înțeles tema cum ați precizat-o, să nu discutăm despre cine administrează. Nu neapărat, dar putem să discutăm, adică nu-i faptul tabu. Că Bucureștiul, și eu le spuneam colegilor mei, domnule, zic că atunci când vorbim despre orgolii naționale la un moment dat, haideți să comparăm puțin capitala noastră Bucureștiul cu Budapesta. Vreți un pic să facem treaba asta? Întreba. Domnule, zic că ați fost și nu de acum, ceva ani în urmă, prin Budapesta, când te învârteai pe acolo și nu mai știi ce infrastructură superbă, să vezi, să găsești. Bucureștiul este ținut practic în loc și de actuala administrație a Bucureștilor și vă dau exemplu de acum câteva 7-8 luni, când doi primari, primarul general Nicușor Dan, se alerga cu primarul de la 3, altă lumină administrativă, cu palmierii prin centrul Bucureștiului. În momentul în care nu ai cale de rulare la tramvaie, când poluarea, apropo că a venit, se desfășoară Congresul Popularilor Europei, într-o capitală, cea mai poluată capitală. Și acum chiar e un vârf de poluare, adică cea mai poluată particulele de praf. Ai nevoie de o lege a Bucureștiului în care lucrurile să fie precizate, ai nevoie de un pug, domnul Preda. Nu putem... Asta teoretic e în lucru, adică... Nu, e în lucru de zeci de ani. Da, de 12 ani. Nu se poate să spui... Și Nicușor Dan, care n-a făcut nimic 4 ani, l-ați văzut că a ieșit acum zilele astea și a spus: dacă vreți să nu vă mănânce rechinii imobiliari, mă votați pe mine. Dom'le, de rechinii imobiliari te aperi prin lege, prin regulă. Ai pug, faci cerere de autorizație de construire, respecti pugul, primești autorizație. Nu te apără un primar incompetent care stă cu bâta la ușa primăriei generale și te apără de rechinii imobiliari. Cum să sfidezi inteligența bucureșteanului și să-i spui: nu pot să vă prezint niciun proiect pe care să-l fi făcut din ce am promis, dar vă sperii cu chestia asta. Dacă votați pe altcineva, rechinii imobiliari vor distruge Bucureștiul. Bucureștiul a scăzut cota Bucureștiului la PIB de la 3,7% cât avea la 2,5%. Da, domnule Guță, eu vă întreb și v-aș ruga să răspundeți cu toată sinceritatea. Da. Mă rog, dacă puteți face acest exercițiu de imaginație. A fost o știre la un moment dat că veți candida din nou. Veți candida, nu veți candida, știți noastră. Dar presupunând că ați ajunge din nou primar de sector, ați fi de acord ca printr-o inițiativă bună, să spunem, legislativă, să vi se reducă din atribuții și din buget și din asta? Doar pentru binele general? Eu asta după ce sunteți în funcție. Voi fi foarte sincer cu dumneavoastră. Când eram primar de sector, 2 mandate am fost primar și primar general era Traian Băsescu, din același partid, din Partidul Democrat Liberal, am fost singurul care am spus că sunt de acord cu desființarea sectoarelor. Și o lege care să aprobe și întărirea atribuțiilor primăriei generale. Nu te poți dezvolta ca și capitală de țară dacă nu reușești să stabilești atribuții clare la primarul general, iar cei care ar trebui să administreze, așa cum sunt arondismentele la Paris sau alte sau formule, cartiere, sau, da. Putem să alegem administratori de sectoare, să spunem, în Consiliul General. Consiliul General să dispună, nu primarul general, dacă acel domn care administrează un sector sau doamnă, sau doamnă
a făcut treabă sau nu, și îl putem revoca tot în Consiliul General. Dar nu putem să nu avem o regulă la nivel de capital. Noi ne aducem aminte, mă rog, cine își mai aduce aminte, că actuala situație este urmarea faptului că în anul 2000 a câștigat Traian Băsescu primăria capitalei, în schimb toate sectoarele și consiliile, majoritate și era PSD. Și atunci guvernul Adrian Năstase a zis, bun, lasă că ți arătăm noi ție Traian Băsescu și am tăiat din atribuțiile primăriei generale și am dat la sector. Da. Chestia asta a fost bumerang. Și acum lumea se întreabă, bun, deci dacă lucrul ăsta a fost ceva rău, de ce nu s-a revenit sau nu s-a revenit? Și toată lumea se întreba de ce în anul de grație 2016, când a fost o situație absolut unică în care PSD-ul a avut primar general, Consiliul General majoritate, toți primarii de sectoare majoritate în toate consiliile locale de sector și guvernul, de ce n-a făcut atunci? Păi atunci a fost cel mai greu. Deci mai greu decât atât nu se putea. Pentru că niciunul din primarii de sector care era atunci și care toți erau șefii unor organizații foarte puternice ale partidului, niciunul nu voia. Și atunci, domnule Șerban Nicolae, întrebarea este cum putem face noi această reformă administrativă câtă vreme tot timpul vor fi niște oameni foarte influenți, foarte puternici, cărora nu le va conveni. Până în anul 2000, de care ați amintit dumneavoastră, noi am avut primari CDR. Și la capitală și la sectoare, timp de 8 ani. Și nu au apărut soluțiile miracol, nu a apărut o delimitare foarte clară a atribuțiilor, nu s-a găsit o soluție pentru organizarea administrativă a Bucureștiului din punct de vedere arhitectural, urbanistic, de trafic și așa mai departe, soluție de transport public și așa mai departe, în condițiile în care orice oraș de dimensiunea Bucureștiului care este capitală, că poate să fie un oraș foarte mare, dar să nu fie capitală. Cluj e un oraș foarte mare, Craiova e un oraș foarte mare, Iași e un oraș foarte mare. București are însă și instituțiile publice. Are un specific aparte. Are guvern, are parlament, are președinție, are o serie întreagă de instituții, ministerele și așa mai departe, care au un alt regim din punct de vedere imobiliar, urbanistic și așa mai departe. Nu s-au găsit soluțiile. Faptul că au existat primari la capitală și la sectoare din aceeași familie politică, nu le-a folosit la nimic. Și nu le-a folosit nouă bucureștienilor. Eu nu că am fost senator de București, ci vorbesc în realitate de bucureștean până naștere, de 56 de ani. Tata a fost bucureștean, tatălui meu și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, mă doare ce se face în București și ca bucureștean. Eu am susținut, am fost unul din cei care am susținut, chiar împotriva unor colegi de-ai mei, ideea că Bucureștiul trebuie să aibă o administrație centrală care să pună un pic de ordine, să pună ordine și să aibă o viziune pe termen mediu, pe termen lung de dezvoltare arhitecturală, urbanistică, de mediu, de infrastructură, de transport și așa mai departe, nu să o fărmițeze. Soluțiile care s-au găsit de-a lungul timpului n-au dat roade și atunci nu era o chestiune de ambiție personală. Puteam să găsim prin dialog o formulă acceptată. Am propus, pe exemplu, și am trecut de Senat. E adevărat, profitam și de faptul că eram liderul grupului majoritar din Senat. Legea prin care dădeam posibilitatea ca municipiul București, prin primăria generală, bineînțeles, dar nu numai pentru București făcusem lucrul ăsta, să poată prelua de la CNAIR administrarea șoselei de centură, gândind-o în ansamblul urbanistic al orașului București, cu intrări, ieșiri, cu căi de rulare, armonizând și cu infrastructura feroviară, de transport rutier, cu metrou și așa mai departe. Nu s-a putut, s-a blocat pe undeva pe la cameră, dacă nu cumva s-o fi și respins între timp, având în vedere că inițiatorul era... Sigur a avut aviz negativ de la transporturi, asta... Am avut aviz negativ de la propriul guvern, dar asta nu mi-a folosit, adică nu le-a folosit lor la nimic, pentru că am avut sprijinul celor de la capitală, toată lumea s-a citit proiectul meu de lege, s-a citit într-o ședință a Consiliului General al Capitalei. Toată lumea a fost de acord că e o idee bună, a trecut de Senat cu votul majorității. Era greu să te opui unei asemenea idei, pentru că ea era rațională, nu că era gândită de mine. Sau era, venea tot în dezbatere cu colegii care atunci îndeplineau funcția de primar și aveau în administrare, în responsabilitate primăriile din București. Dar a murit pe undeva pe la Camera Deputaților, tot din diverse interese legate de persoane. În ceea ce privește Bucureștiul însă, degeaba faci o soluție sau adopți o soluție de tipul primărie
unică, puternică și cu administratori de regiuni, de sectoare, de cartiere, de orice fel de formulă administrativă am vrea noi să împărțim Bucureștiul, dacă oamenii care se ocupă de lucrul ăsta nu au o viziune, nu au niciun fel de strategie, nu au niciun fel de plan cu ce, cum vor face dezvoltarea unui oraș de dimensiunea Bucureștiului și de importanța Bucureștiului în poziția de capitală a statului român. Și atunci, tot oamenii vor fi cei care vor sfinți locul. Dacă vom avea administratori competenți, vă dau un exemplu, bulevardele mari din sectorul 4 au fost făcute de primăria de sector. Deși, într-o primă fază, eu știam că bulevardele, că era criteriu că dacă ai transport în comun pe o stradă, aia nu, ele sunt administrate primăriei capitale, dar au fost prin hotărâre de consiliu, au fost date la sector și s-au dezvoltat. Fiindcă sectoarele au bani, în schimb capitala nu are, că și asta e o disproporție. Nu, asta e o poveste. Dacă vă uitați, scuzați-vă, domnul Nicolae, nu mă răspund la chestia asta, uitați-vă la execuția bugetară a primarului general. În momentul în care ai un buget de 1 miliard de euro și consumi 600 de milioane, 400 de milioane rămân nefolosiți, cum n-ai bani? Asta înseamnă incapacitatea unui administrator să folosească fondurile. Și lipsa de viziune, pentru că dacă eu aș fi de acord să se facă și economii într-un an, dacă cineva planifică, proiectează pentru perioada următoare investiții care să atingă infrastructura de transport, să atingă problemele de mediu, să atingă problemele legate de termoficare și așa mai departe, într-o viziune articulată. De-aia am spus că, pe de o parte, să spunem, e un lucru bun că s-a început cu înlocuirea țevilor din sistemul de termoficare. Unele dintre ele trebuiau schimbate de pe vremea lui Ceaușescu, de 30 ceva de ani. Dar s-a început haotic, s-a început într-un mod care n-are nicio legătură cu armonia, n-are nicio legătură cu sistematizarea. Te trezești că astăzi circul pe o stradă, mâine când te grăbești să duci copilul la serviciu, la școală sau să duci tu la serviciu, sunt 3-4 găuri cu niște panouri. E și asta o consecință a faptului că decizia nu este într-un singur loc, pentru că tu te trezești că vii primăria ca generală care ai termoficarea în subordine și pui, înlocuiești magistrat și așa mai departe și promovezi că vine și sectorul care are, nu știu, atribuții pe acolo și mai sapă niște grupuri și așa mai departe. Da, asta v-am spus, că nu există o soluție unică. Eu țin minte că l-am întrebat, era primar Videanu și l-am întrebat, domnule, spune-mi și mie un lucru. S-a asfaltat un drum. Domnule, nu trec 2-3 săptămâni și vine ea de la gaze sau ea de la electrică și sparg exact unde s-a asfaltat. Mi-a dat o explicație, a spus, domnule, pentru că sunt companii diferite, sunt investiții diferite, noi ne-am planificat asfaltarea, reabilitarea căii de rulare, dar vine ea după aia cu spărtura. S-a făcut o coordonare și... S-a zis, domnule, bun, hai să facem ordine și anunțăm. Compania de gaze, compania de telefonie, compania de termoficare, compania de nu știu ce. Orice ai nevoie de avize de la toți, te duci și întrebi. Nu, și a zis așa, domnule, vă anunțăm înainte, ne apucăm și refacem carea de rulare, dacă aveți de spart, spargeți acum. Și tot primarul Videanu de la acea vreme a zis, da, dar ce vezi că au învățat tot șmecheria. Toți spun că au intervenții de urgență. Dom'le, avem o avarie, avem o intervenție de urgență, ne apucăm și spargem. Se poate verifica. De ce? Pentru așa că atunci au ei planificat lucrarea, atunci și-au dimensionat bugetul. Dumnezeu știe și câtă vreme nu ai o ordine, pentru că dacă s-ar ști lucrurile astea, dacă s-ar putea planifica și cetățeanul și domnule, uite, spre exemplu, acum pe bulevardul Văcărescu și Aviator Șerbărescu se reface calea de rulare a tramvaiului linia 5 și ce mai e pe acolo. Dar să știi din vreme, să poți să-ți planifici, să zici, domnule, o perioadă, noi când plecăm dimineața să mergem la serviciu sau să ducem copiii la școală sau să ne facem alte treburi, știm că nu mai putem să o luăm pe acolo, știm că trebuie să mergem deviat pe alte părți. Nu, totul apare peste noapte, totul e o chestie de improvizație și practic e un experiment social edilitar care să va termina ceea pe acolo. Ce spune domnul Șervan, o secundă ca să vă imaginați de ce trăim această dramă cu traficul din București. În 99, guvernul japonez a dat un grant unei companii din Japonia și a venit și a făcut un studiu pentru București în care ni s-a spus ce trebuie să facem ca să nu murim în București de poluare, de trafic, în 99. Pe banii guvernului japonez. Există și acum acest master plan pe transport. Nu prea mai corespunde între timp. Nu, a fost updatat, e în regulă și ni s-a spus închideți inelul exterior, inelul median, inelul interior, rezolvați problema cu centrul în care se intră, nu se intră. Aveți toate pasajele pe care le găsim în acest master plan. Ați văzut pe cineva că discută despre el?
Domnul primar general vorbea că a făcut nu știu ce primar de sector, două pasaje, nu știu unde, două pasaje. Da, și zicea că nu se vede nimic în trafic. Păi nu despre asta vorbește guvernul japonez în acel studiu. Acolo, ei au venit și au făcut un studiu la un oraș de câți locuitori are Tokyo? De 25 de milioane. Da? Și noi avem cât Slovenia? 2 milioane jumate. Dom'le, faceți chestia asta, dacă nu o să o faceți, în 10 ani o să muriți. Între ghilimele. Și iată unde am ajuns și nimeni nu vrea să discute. Și domnul Nicușor, dar habar nu are. El a spus că aduce niște specialiști din America, dar după ce a ajuns domnul, la primărie, există planul acolo, scuzați-mă. Zarmiz Andronic, în afara evident problemelor politice legate de această chestiune, îți semnalez și te rog să comentezi următorul lucru. Deja a început în mandatele trecute, dar acum practic s-a generalizat, practica ca toți primarii de sector să-și branduiască sectoarele. Deci, evident că sunt diferențe între ele, da? Dar acum le și subliniem, da? Și arătăm, punem peste tot panouri, I love sectorul 4, I love sectorul 3 și mai departe. Crezi că acolo poți să te lauzi, că crezi dacă te duci la unul, trebuie să pui un șobolan. Șerban, nu asta era problema, dar crezi că acel locuitor din sectorul 4, care poate stă într-un loc unde tocmai ce a făcut primarul Băluță și drumul, a vopsit și blocul și e minunat. Crezi că e fericit dacă atunci când vine în centru sau pe unde are el serviciu în altă parte a orașului, acolo e dezastru? Adică se simte mai mândru că el locuiește în sectorul 4 când în ansamblu Bucureștiul nu arată bine? El se poate simți mândru că locuiește în sectorul 4, dar nu, nu se poate simți mândru că locuiește într-un sector în regulă, dar nu se simte confortabil când trebuie să se ducă într-un alt sector. Și se duce el, că e păi totuși n-are orașul e viu. Da, acum, sigur că dacă mă întreb pe mine vis-a-vis de povestea asta cu sectoarele, mie mi se pare că în ultimii ani diferența este una uriașă. Pentru că, uite, eu dacă merg în sectorul 4 trebuie să îmi pun neapărat navigația pe mașină, pentru că chiar nu știu să mai merg prin sectorul 4. Dar, într-adevăr, diferența este uriașă și mă uitam cum discutam acum câțiva ani despre sectorul 1 și toți ne doream să stăm în sectorul 1 și ni se părea că suntem privilegiați dacă stăm în sectorul 1 și acum toată lumea fuge de sectorul 1. Dar uite cât de mult contează ca acel proverb cu omul sfințește locul. Uite ce am ajuns după ani de zile de când doamna Clotilde Armand este la sectorul 1. Dacă te duci la sectorul 4, într-adevăr, lucrurile sunt schimbate. Mai sunt sectoare care au mai mișcat lucrurile. Dar dacă vorbești despre capitala României, despre București, prima dată te gândești că e rău. Și abia pe urmă spui, sunt niște sectoare care au mișcat niște lucruri. Deci vorbim la modul general despre capitală și nu suntem foarte mândri de ceea ce se întâmplă aici. Da. Pentru că prima dată ne gândim la transport, după aceea ne gândim la mizerie. Uite, mă uit la parcuri, da? Că acolo, mă rog, vorbesc cu prietenele mele care au copii mici. Faptul că nu te mai poți duce în parc de vreo 3 ani de zile... În unele parcuri, da, este... Păi, da, da, vorbim despre... niște branduri, vorbim despre Cismigiu și vorbim despre Herăstrău. Este așa că a trebuit să vină anul cu alegeri ca să anunțe domnul primar că încep lucrările de nu. Deci stai puțin, că până să înceapă aceste lucrări, acum vreo câteva săptămâni, stai, nu prea mult, nu, dar ca idee, acum vreo câteva săptămâni, niște copii au intrat în spital pentru că primarul nu a pus acea pancardă cu aveți grijă că s-a dat cu niște soluție pe aici pentru șobolani. Da? Adică există o lipsă, spunea Șerban Nicolae mai devreme, de lipsa de viziune. Da, e o lipsă de viziune, se vede, dar e foarte important cum anume transmiți viziunea asta și cum anume o faci să fie plauzibilă, pentru că a mai fost un primar, care acum nu mai este în România, care vorbea despre șoselele suspendate până, cum vorbea și Rareș Bogdan, că iar facem trimiterea la el de pensiile speciale. Deci nu putem să avem astfel de mesaje, Nicuș Ordan cu apa caldă. Și mă uit astăzi la cei de la USR care chiar aproape că mor cu el de gât. Și deși toată lumea spune, băi, ați promis asta, uite, ăsta este afișul, sunt cei de la USR care spun că nu a promis. A fost o glumă. A fost o glumă, da, okay. Exact. Mai trebuie să mai luăm o pauză de publicitate, după aia revenim cu un subiect un pic diferit de cele pe care le-am discutat până acum. Rămâneți alături de noi și veți vedea. Suntem din nou în direct alături de doamna Sarmiza Androni și domnii Liviu Neguiță și Șerban Nicolae și vă propun să discutăm acum despre, să-i spunem, un eveniment. Este un eveniment.
După ce în urmă cu două zile fostul președinte al României Ion Iliescu a împlinit venerabila vârstă de 94 de ani și după ce o lungă perioadă de timp în ultimii ani n-a mai avut niciun fel de apariție publică, fostul său consilier și fost ministru al culturii și actual deputat PSD Ionuț Vulpescu a reușit să ia un interviu, a spune eu, un interviu eveniment foarte lung, din care deocamdată înțeleg că a publicat doar prima parte și care este nu neapărat un interviu politic, deși atinge cu siguranță și teme politice, este un interviu într-o notă foarte, îl prezintă pe domnul Iliescu într-o notă foarte personală. Evident, domnia sa din totdeauna, din 90, a polarizat opinia publică, au fost oameni care l-au susținut și l-au apreciat în mod deosebit, alții care din potrivă. Și vă propun acum, am selectat noi câteva fragmente scurte, care, mă rog, fiecare are așa câte un tâlc și să le comentăm apropo de cum mai vede lucrurile acum un om cu atâta experiență și de viață, dar mai ales politică. Așa, deci vedem primul citat. Spune așa domnul Iliescu. Vorba lui Caragiale. Sunt vechi, domnule, dar asta nu trebuie să însemne în mod necesar a fi retrograd, hiperconservator sau inamovibil. Știu că internetul e plin de meme-uri cu mine, cum că speranța moare penultima sau că am fost văzut la bancă pentru un credit pe 30 de ani, etc. Pe unele le apreciez atâta timp cât au umor, adică sunt inteligente. Iar asta noi știm cu toții că într-adevăr circulă astfel de glumițe apropo de longevitatea sa, dar mie mi s-a părut foarte interesant faptul că domnia sa a comentat cu umor acest lucru și că este un lucru pe care poate să-și-l asume. Șerban Nicolae. Bun, eu, să zic așa, am privilegiu să-l fi cunoscut pe domnul Ion Iliescu și în mediul privat. Când, mă rog, neconstrâns de, eu știu, de rigorile aparițiilor publice, discuțiile erau cât se poate de naturale, așa, mă rog, păsând proporția vârstei, bineînțeles, și a respectului pe care îl acordam, dar erau fără formule foarte rigide. Cam ăsta era stilul. Adică domnul Iliescu... Eu ca privitor în afară aveam senzația că se oftica, așa cum spunem noi. Nu. L-am auzit spun în bancuri. La un moment dat a fost... Pot să vă dau eu un exemplu foarte scurt, sper să nu se plictisească lumea. S-a întâmplat, eram la președinție, eram consilier de stat, domnia sa era președintele României și a făcut o vizită în Armenia, în Republica Armenia. Și a fost însoțit, între alții, și de David Ohanesian, marele nostru interpret liric, armean de origine, Ohanesian. Și a spus, domnule, tot drumul a stat lângă mine și armenii sunt cu bancurile, sunt băncozi. Deci a spus bancuri tot drumul, tot zborul. Și la un moment dat, când au ajuns acolo, în dialogul cu președintele Armeniei, erau celebre bancuri cu Radio Erevan, care circulau cam în tot spațiul ăsta est-european, URSS și țările satelit, între care și România. Și a fost întrebat președintele Armeniei, nu știu că era Petrosian atunci, dacă mai emite Radio Erevan. Mă rog, bancul la origine era tocmai, bancurile cu Radio Erevan erau tocmai din cauza faptului că Erevanul era singura capitală de Republică Sovietică Socialistă care nu avea un radio propriu, cum era Radio Chișinău sau Radio Kiev, Radio Bilisi, mă rog, în fine. Și președintele Armeniei, cu umor armenez, zice, domnul președinte, zice, emite. Dar are emisiuni doar pentru surdomuți. Și eu, și președintele Iliescu, într-un cerc așa de la cotrocele, a spus lucrul ăsta. Și eu zic, domnul președinte, zic că îmi dați voie să spun bancul ăsta așa, se duce Iliescu în Armenia. Adică se înceapă exact așa și zice, da, zice, păi chiar așa s-a întâmplat. Și nu o să creadă lumea că e întâmplare reală, o să zică că e banc. Revenind însă, bineînțeles că are experiență de viață, bineînțeles că are experiență politică. Eu l-am rugat de foarte multe ori dacă ar putea să redea dialogurile pe care le avea cu diverse personalități, dincolo de partea formală, exact ce spunea puțin mai devreme doamna Andronic, acele dialoguri la cafea, informale, spre exemplu, redă chiar și în acest interviu cu Ionuț Vulpescu, cu trimitere la celebra strigare din piața Universității din 1990, cine a stat 5 ani la ruși nu poate gândi ca Bush.
adâncă strigare plină de înțelepciune populară. George Bush, când a venit în România, s-a întâlnit cu Ion Iliescu. E fapt real. Au avut un dialog de vreo două ore, mă refer la George Bush senior. Și a fost atât de impresionat de întâlnirea cu președintele Iliescu, încât l-a invitat, a zis, când veniți în Statele Unite, mi-ar face o mare plăcere să vă invit la mine acasă în Texas, unde este reședința clanului. Așa le place, clanul Bush. Și ce s-a și întâmplat. Și a zis, dom'le, acum hai să-l întrebăm pe Bush, mă rog, nu mai există. Între timp s-a dus la cele veșnice, seniorul, a rămas doar George Bush junior. Dar era bine să-l fi întrebat pe Bush senior dacă gândește Iliescu ca Bush sau e marcat de cei 5 ani la ruși. Bineînțeles că acum ne privește cu umor. Atunci era și o formă de încrâncenare, era parte a dezbaterii politice sau a dezbaterii electorale. Dar noi eram dincolo, foarte diferiți în momentul ăla. Percepeam altfel lucrurile dar și mesajele. Cu certitudine sunt învățăminte de tras. Și poți de la oameni, cum să vă spun, nu numai de la Ion Iliescu, de oameni care au trecut prin viață și prin politică. Că e vorba de Corneliu Coposu, care avea mai puțin experiență politică, dar avea tragica experiența celor 17 ani de detenție în timpul regimului comunist, în închisorile comuniste. Sau Radu Câmpeanu, care avusese experiența tineretului liberal de dinainte de regimul comunist, experiența diasporei și a militantismului anticomunist din diaspora. Poți să tragi învățăminte de la oameni care nu au avut neapărat de a face cu politica, dar au avut prin poziția lor publică, prin activitate profesională, socială, un rol apropiat de spectrul politic. Și atunci, dacă vrei să faci politică, dacă vrei să înțelegi cum funcționează instrumentele politice, cum le poți folosi în interesul societății din care faci parte, e bine să te separi un pic de simpatii sau antipatii de moment și să tragi învățăminte. Da, întrebarea e, că de-aia am ales acest fragment, avea Ion Iliescu simțul umorului? Din punctul meu de vedere, da, v-am zis. Păi, nu odată, pentru ceva care l-a cunoscut din aproape. Am făcut schimburi de bancuri și mie îmi place să spun bancuri, îmi place să și ascult, mi se întâmplă să le și țin minte. Ca să ai simțul umorului, nu trebuie să știi bancuri, să spui, să receptezi bancurile cu tine. Nu, numai atât. Era la curent cu foarte multe din glumele care se făceau pe seama domniei sale. De-aia n-a refuzat nici invitațiile. Am fost în emisiune la Robert Turcescu, aici la Metropola TV, cu Liviu Mihaiu. Și care și-a amintit de faptul că Ion Iliescu n-a avut niciun fel de reținere să meargă la balurile Academiei. Eu l-am și văzut când s-a întâlnit cu Cristian Grescu, care era cel care limita. Și care limita. Și bineînțeles că nu odată a privit cu umor aceste lucruri și exact cum a spus în interviul dat lui Ionuț Vulpescu, îmi plac glumele dacă au umor, dacă sunt inteligente. Adică dacă au sâmburile la care te face. Asta poate să fie și o scuză, știi? Adică, ok, îmi plac dacă sunt inteligente, dar niciuna nu e inteligentă, deci nu-mi plac. Nu, dimpotrivă, foarte multe le-a apreciat ca fiind inspirate. Acum, cum să vă spun, gândiți-vă că au fost oameni mult mai în vârstă. Spre exemplu, am auzit bancuri cu Mihai Șora. De ce oare? Nu știu, că a ajuns până la 106 ani, sau cel puțin așa ni s-a spus oficial. N-a făcut nimeni glume legate de vârstă, în schimb erau, dacă vă aduceți aminte, glumele cu Gică Petrescu. Unele dintre ele chiar pe vremea lui Ceaușescu. Și a trăit mult mai puțin decât... Și a trăit mai puțin, dar pentru faptul că se lansase ca... Da, era exponentul longevității. În 1937 părea așa ceva, domne, Ștefan cel Mare mergând până la anul de porumb, că nu s-a apărut porumb, la anul de grâu, aude un băiețel cântând și dă grâul la o parte, cum te cheamă băieța? Gică Petrescu. Deci erau multe și atunci... Foarte multe din cele cu Ion Iliescu, să știți că sunt, și vă spun eu, știți foarte bine, sunt adaptate după diverse alte personaje. Auziți, ajungem în prezent. Știți că era o întrebare acum, la Radio Erevan. Întrebare, e adevărat că domnul Ciolacu o să candideze la președinția PNL? Răspuns, da, din partea PSD. Da. Haideți să mai luăm un citat. Spune tot domnul Ion Iliescu, asta este o temă mai de actualitate, de acum, actualitate imediată. Zice așa, populismul a devenit viral în România contemporană. El a generat marea pandemie morală a societății noastre, față de care publicul nu a făcut anticorpi. Golănia a fost interpretată drept cinism, circul drept spirit ludic, demagogia ca mesianism providențial.
În timp, asta a îngrețoșat electoratul și prin urmare a apărut în cote îngrijorătoare un fenomen periculos, absența la vot. Și aici, eu sunt convins că domnul Iliescu nu se referă neapărat la populismul sau, să-i spunem, extremismul ăsta despre care se vorbește acum, ci de abordarea în general, care este nu doar din partea politicienilor, este și în mass media, da? Deci ce are priză imediată la public este scos în față și folosit. Păi, dacă ne aducem aminte anii de după Revoluție, despre ce populism putem să discutăm în acei ani? Ori domnul Iliescu era vârf de lance. Eu nu i-am contestat niciodată inteligența domnului Iliescu. Alte lucruri au fost de contestat și atât cât am putut să spicui sau am văzut din interviul ăsta, parcă spune la un moment dat că au fost anumite lucruri care i-au scăpat. Care... Da, da, am citat-o, vi-l spun. Ba, ok. Deci sunt lucruri care trec peste inteligență, peste umor, atunci când ai un București terminat de mineri cu oameni cu capul crăpat, le mulțumești. Păi, hai nu, să... Discuția asta o avem acum după 30 de ani de la întâmplările. E ușor acum să, la senectute să devii înțelept, să zici puteau să fie lucrurile mai bune. Nu le-a mulțumit pentru violențe. Nici nu contează pentru ce le-a mulțumit. Eu fiind acolo mai aproape, doamne, de lume, nici știu nu contează pentru în ce context. La vremea respectivă, da, se știe, nu e vreo Da, nu mai intrăm. E populism... Și nu asta era populismul la care se referă, ci la, exact la temele de care vorbeam noi puțin mai devreme, apa caldă, pensiile speciale și așa mai departe. Vorbim de populism în general, când, aduceți-vă aminte, populația ieșită din regimul comunist, pe care domnul Iliescu, eu o spun ca un fapt, ca o constatare, l-a servit ani mulți... A devenit simbol. Haideți, dați-mă, iertați-mă, haideți să vă dau un exemplu de cum văd societățile. Vă dau un exemplu simplu. Cu cei de la Buzău, mi-aduc aminte, în perioada care au vrut să-l linșeze pe Rațiu, care erau gata să facă moarte de om pentru domnul Iliescu și pentru tot ceea ce însemna FSN-ul la acea dată, când li se spunea oamenilor cum promitea Nicușor Dan în campanie că dă apă caldă, așa se promitea și atunci că veniți că o să vă dăm apă caldă și mai nu știu ce, și oamenii au votat. Când s-a spus domnul Nicolae că nu o să participe la alegeri FSN-ul și nu o să se transforme în partid politic. Și s-a transformat. Lucrurile astea țin de o anumită corectitudine politică. Țin de o anumită... Da, sunteți conștient de faptul că, deci nu să spuneți asta din perspectiva unuia care a trăit activ acele vremuri. Eu am stat, dar, în piața știu, în piața, dar sunt generații când... care nu au prins acele vremuri și până la urmă, și acum încă e de vreme, dar nu știu, peste 50 de ani o să fie istoria care reține ce reține și nu stabilim și mai ceva, dacă îmi dai voie, domnule Negoiță, poporul din 1990, poporul român, nu era pregătit și ne uităm noi acum, cu mintea de acum, la discursurile domnului Rațiu, de exemplu, sau ale domnului Câmpeanu. Eu vă spun că predau asta. Și dacă cer cuiva să... haideți să comentăm un discurs. Eu vă spun că încă mai sunt oameni care cer discursurile domnului Iliescu. Sunt foarte puțini cei care cer discursurile domnului Câmpeanu sau ale domnului Rațiu. Poate pentru că avem acum sigur o generație foarte tânără, dar eu spun că în mintea omului, în mintea poporului român, încă mai sunt lucruri, aceste populisme, da, care au prins atunci. România nu era pregătită pentru altfel de mesaje. Ca dovadă că Rațiu a avut foarte puțin, a avut un procent extrem de mic. Acum, dacă ar fi să ne întoarcem și să avem aceiași candidați, cu siguranță că procentele ar fi altele. Dați-mi voie să vă dau un exemplu simplu ca să vedeți cum m-au privit. Că acum n-aș vrea să discut și de piața universității, că și eu eram aici. Și rezultatul votului a fost 85% Ion Iliescu, cu cea mai mare prezență 83, la vot. 83. Cu cea mai mare prezență la vot din toată istoria post-decembristă a României. Deci n-a fost un fenomen care să aibă o reflecție, o reflectare corectă a stării de spirit a populației. Dar, vă dau un exemplu. Cea mai importantă funcție politică pe care a avut-o Ion Iliescu în vremea regimului comunist, pentru că asta a fost marea găselniță a celor care i s-au opus după 90, să-l proiecteze pe Ion Iliescu reprezentantul regimului comunist. Nu mai era Ceaușescu reprezentantul regimului comunist, devenise Ion Iliescu. Nu mai era. Ion Iliescu
a avut cea mai importantă funcție în perioada 68-71, când a fost ministrul tineretului și secretarul UTC, prim secretar al Uniunii Tineretului Comunist. După 71 a început declinul și ultimii 5 ani a fost directorul celei mai mici edituri din România, Editura Tehnică. Avea câțiva angajați aici în clădire. Și prin secretar la Iași când a fost? În 75. Și prin secretar la Timișoara când a fost? Nu, n-a fost prim secretar la Timișoara, a fost adjunct la Timișoara, mă rog, la Timiș. Dar n-a mai avut funcții publice după 79. Ca să o lămurim, că și cu 10 ani înainte de Revoluție n-a mai avut funcții politice, ne mai vorbim de faptul că, repet, cea mai înaltă funcție. E, Polonia a intrat în NATO și în Uniunea Europeană cu succesorul lui Walesa, Alexander Kwaśniewski. Știți ce funcție a avut în 89 Alexander Kwaśniewski? Prim secretar al Uniunii Tineretului Comunist și ministru pentru problemele tineretului. Kwaśniewski, care în 89 era pe funcțiile pe care era Ion Iliescu în 71, n-a fost niciodată etichetat ca fiind reprezentantul regimului Jaruzelski sau regimului comunist, al lui Gomulka sau mai știu eu cui, din Polonia. Ba dimpotrivă, a fost președintele care i-a succedat, care l-a învins pe Walesa în alegeri, ca să ne înțelegem, l-a învins pe Lech Walesa în alegeri și în vremea mandatului lui de mandatelor cele două de președinte, Polonia a intrat. E, polonezii au știut să-și apere interesele și au zis, hai să nu facem noi din Kwaśniewski o țintă politică, să ne dăm noi anticomuniști când nu mai avem cu cine să ne luptăm, cum au făcut românii cu Ion Iliescu. Întâmplător, Ion Iliescu, președintele României, România este primită în NATO și finalizează negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Ungaria a intrat în NATO și a intrat în Uniunea Europeană avându-l ca prim-ministru pe Gyula Horn. Știți ce era Gyula Horn în 89? Ultimul ministru de externe al regimului comunist maghiar. E, nici în Ungaria nu s-au trezit unii că devin mari anticomuniști, fixează o țintă cu un adversar real din regimul democratic, așa cum s-a întâmplat la noi. Poate din cauza asta s-au produs și anumite derapaje ca reacție, pentru că nici eu nu eram încântat de faptul că vedeam violențe împotriva lui Corneliu Coposu în sediu PNCCD sau împotriva locuinței lui Ion Rațiu. Cum de asemenea mi-a picat foarte prost când minerii venind în 1991 la București au fost primiți la congresul PNCCD la Teatrul Național cu aplauze cinstelor minerilor și în Parlament, Dumnezeu să-l odihnească, Ion Rațiu spunea, noi nu-l putem demite aici pe Iliescu, mergeți la Cotroceni, le spunea minerilor, să meargă la Cotroceni. Toate cele derapaje, excrescențe, reacții nepotrivite, erau specifice, cum a zis doamna Andronic, puțin, acelor vremuri. Nu eram încă pregătiți, nu aveam experiența democrației, nu avea nimeni nici măcar un plan să ne spună, domne, știți, uite, am trecut noi prin această etapă. Ne-am întors de la regimul comunist la democrație. N-avea nimeni un manual de ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. De aceea eu am spus că dacă reușim să ne descărcăm de partea, să spun eu, pasională a simpatiilor și antipatiilor politice, putem să găsim la lideri cu asemenea vechime, cu asemenea experiență, lucruri de reținut și de învățat. E vorba de perspectivă. Apropo, tot Ion Iliescu este inițiatorul și cel care a dus la bun sfârșit acel proiect Snagov, în care au venit la aceeași masa dialogului și puterea și opoziția. Au colaborat, au scos un document programatic și care a stat la baza aderării României la Uniunea Europeană. După Snagov, România a semnat acordul de aderare cu, de asociere cu Uniunea Europeană, în speranța, atunci eram lider de zonă, ca să zic așa. România a semnat prima dintre fostele țări membre ale Tratatului de la Varșovia acordul de asociere la Parteneriatul pentru Pace. Clinton, președintele Statelor Unite, a spus, vreți în NATO? Prima etapă este Parteneriatul pentru Pace. România semnează prima Parteneriatul pentru Pace, în vremea lui Ion Iliescu. De-aia v-am spus că poate imaginea ar trebui revăzută și reapreciată cu alți ochi. Este, așa cum pentru unii este prea devreme, pentru alții este prea târziu. Da, bineînțeles, depinde fiecare ce vrea. Uite, trebuie să ne oprim din nou pentru publicitate, dar înainte de a lua publicitate vreau doar să mai citesc ultimul citat pe care l-am selectat și care cumva este o concluzie a acestei scurte discuții pe care am avut-o pe acest subiect. Deci spune domnul Ion Iliescu în același interviu pentru Ionuț Vulpescu. Retrospectiv, regret anumite momente, episoade, situații, întâmplări din primii ani de după Revoluție. Dar cum spunea cineva, ce s-a întâmplat era inevitabil, ce nu s-a întâmplat era imposibil. Publicitate.
Am revenit în direct și suntem acum în legătură video la distanță cu colega mea, Dana Chiera, cu care vă veți întâlni imediat după încheierea emisiunii noastre de la ora 11. Bună seara, Dana! După Bună cine seara. Faceți curat în seara asta? O, Doamne, ce subiect! Păi salut pe invitații tăi din emisiune și constat că domnul Șerban Nicolae își apără cu credință pe omul pe care l-a slujit. M-aș bucura, într-un fel, ca și ceilalți oameni care slujesc, președinți mai vechi sau mai noi, să aibă aceeași atitudine una peste alta. Că văd că toată lumea se dezice, adică nu mai are omul putere, lumea face un joc la offside. Într-un fel, Șerban Nicolae are dreptate. Într-un fel. Adică, mă rog, ca atitudine mi se pare frumos așa, nu altfel. Că sunt oameni care se dezic de președinții pe care i-au slujit și în spatele cărora au stat foarte multă vreme și de care au profitat multă vreme, de altfel. Avem niște exemple concrete, foarte la îndemână. Nu vreau să-ți dau niște exemple concrete, nu, care însemnă doar am spus că le avem. Uizez emisiunea. Vreau să spun așa, că la curat, dar tu știi foarte bine că ești un jurnalist cu experiență și invitații tăi sunt oameni deștepți și știu foarte bine și peste toate cei care se uită la noi sunt și mai deștepți decât noi, deci pricep foarte repede. Adică asta e o chestiune foarte interesantă. Ar trebui să mizăm pe inteligența oamenilor care sunt, primesc mesaje de la noi. Să nu-i tratăm ca pe niște unii care nu înțeleg. Oamenii înțeleg foarte multe lucruri. Radu, la emisiunea curată în această seară vom vorbi despre, adică încerc de fapt să mă dumirez cum, Doamne iartă-mă, poate fi abordat subiectul ăsta legat de abuz în școală, da? Deci e foarte grav ce se întâmplă. În România toată lumea este speriată acum. Toată lumea este speriată. De la părinți la autorități, toată lumea este speriată. Că noi avem trei atitudini. Ori dormim, ori suntem în negare, ori ne speriem. De cele mai multe ori dormim. Când aflăm că se întâmplă ceva, tendința e să băgăm sub preș și când practic nu mai poate sta nici sub preș și s-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat, suntem speriați. Și eu vreau să fac un exercițiu astăzi cu un psiholog pe care îl apreciez, cu Bogdan Brumă, în sensul că îl rog pe domnul psiholog să se poarte ca și cum ar fi în fața unei ședințe cu părinții la școală, adus ca specialist în școală să vorbească părinților despre situația asta. Cum poate fi citit un copil care a suferit și nu spune? Cum poate face un părinte astfel încât să prevină astfel de situații? Cum se poate raporta școala la astfel de situații? Cum poți să explici copiilor care n-au o vârstă prea mare, lucruri foarte complicate, în cuvinte simple. Cum poți să faci ca mesajul de prevenire să răzbată de la tine comunicator, să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, adică la copii ăștia care sunt foarte mulți? Pentru că eu constat că e un heirupism la nivel guvernamental apropo de subiectul ăsta. Oamenii s-au speriat, cum este normal să se sperie de altfel. Primul ministru era chiar super nervos pe treaba asta, pe subiectul ăsta. A zis, faceți că nu mai rămâne piatră pe piatră dacă directoarea de la Titulescu a ascuns violul, da? Dar nu despre asta este vorba, pentru că se vede treaba că heirupism, adică faptul că s-a speriat e un lucru bun, că înseamnă că e conectat la societate. Dar una peste alta, când ministrul educației merge și spune să facă directorii de școli afișe, să facă niște pliante, să nu, domne, trebuie aduși specialiști în școală. Că nici directorii de școală, nici profesorii, probabil cei mai mulți dintre ei, nu pot comunica subiecte delicate copiilor, astfel încât copiii să înțeleagă și să și rețină ceva din ceea ce primesc ei ca mesaj. Deci nu afișe, că domnul Cătălin Țone, expert antidrog, nu se duce cu afișe în școli, nu pune postere în școli. Se duce cu copii care au fost în iad, care au ieșit din iad, da, din dependența de droguri și copiii respectiv povestesc colegilor lor care este primejdia, care sunt minciunile, care sunt manipulările, cum pot fi atrași în nenorocirea asta. Deci, specialiști care să meargă în școli. Și îți mai spun ceva, Radu, apropo de exercițiul din această seară de la curat. Și specialiștilor le este greu să abordeze subiectul, dar rămite unor politicieni, unor oameni care plimbă niște foi prin ministere și care au văzut că e primul ministru supărat și au zis, aoleu, dați-ne voi să vă pupăm și noi, ce să facem ca să fiți fericiți? Nu e despre asta. E despre constanță și e despre seriozitate și profesionalism. Adică subiectele astea care țin de abuzuri,
iată, care se întâmplă în școală, că îți faci cruce, adică nu poți să zici, domnule, cum viol în școală? Adică poți să crezi că într-un sat uitat de lume, unde oamenii n-au ce mânca, n-au ce, mă rog, mai au de băut, da? Se duc acasă și își bat nevestele și copiii. Dar într-o școală din Buricul Târgu este o altă formă de manifestare a violenței care este, din păcate, din ce în ce mai prezentă în școli în ultima perioadă. Dana, îți mulțumesc foarte mult. Vom fi mulțumesc foarte atenți. Suntem cu ochii pe tine. Te urmărim. Mult succes la emisiune și ne revedem mâine seară să povestim despre ce urmează să vedem. Din păcate ne-a mai rămas foarte puțin timp. Sarmiza, te-aș ruga pe tine să tragi așa un fel de concluzie, legând și de subiectul pe care ni l-a prezentat. Dana, crezi că acest herupism, pe care suntem conștienți că asta se întâmplă ori de câte ori apare ceva care inflamează opinia publică, se face un herupism ăsta. Controlăm toate azilele de bătrâni, toate orfelinatele, în școli și așa mai departe. De parcă n-am ști că problema asta există. Așa cum spunea Dana Chiera mai devreme, au stat o grămadă de lucruri sub preș și acum le-am scos cumva la suprafață. Pe mine m-a speriat foarte tare tot ce s-a întâmplat acum. M-a speriat faptul că pentru profesor nu mai există elevul pe primul loc, ci propria persoană. Cum facem să fugim? Cum facem să nu stricăm imaginea școlii? Cum facem să nu cumva să intrăm într-o statistică, da, în care să fie și școala noastră, la modul negativ vorbind, fără să ne gândim că, de fapt, copiii ăștia sunt marcați pe viață. Ok, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în această seară. Cred că a fost o discuție interesantă, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru atenția, care sunt convins că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Până atunci, toate cele bune!